Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre ceea ce se întâmplă în Chișinău, despre protestele din fața primăriei, despre ceea ce numim validarea și invalidarea alegerilor pentru primăria capitalei. Prezenți în studio sunt Vitalia Pavlicencu, președinte PNL. Bună seara și bine ați venit, doamna Pavlicencu. Bună seara, am găsit. Grigorie Novac, deputat PSRM, bine ați venit, domnule Novac. Mulțumesc. Și Nicolae Pascaru, președintele Mișcării de Tineret Voievod. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Doamna Pavlicencu, vreau să încep această emisiune cu dumneavoastră prin a ne explica. Poate întrebarea mea vizează o stare de lucruri per pe ansamblu, dar îndrăznesc să vă întreb. Ce se întâmplă în capitala noastră? Așa cum constatăm noi în toți anii, problema cine ajunge primar în capitală a fost o problemă totdeauna serioasă, da? Cu multe așteptări și cu multe semne de întrebare. Haideți să recunoaștem că de mai multe ori când s-a anunțat rezultatul au fost suspiciuni, au planat niște incertitudini legate de faptul. Este adevărat că a câștigat cu tare sau s-a manipulat, au fost procese de judecată, s-a stins lumina... Adică toate lucrurile astea de ce se întâmplă? Pentru că în capitală este un punct nevralgic. Capitala este un centru nu doar politic, dar și un centru economic. Este locul unde se întâlnesc mai multe interese și din această cauză este un loc pentru care se dezbat mai multe forțe politice. Dar se creează un precedent până la urmă. Și este o luptă geopolitică. Dar de data aceasta, eu cred că mai mult a contat interesul pentru ce se întâmplă, cine va decide, cine va descoperi ce s-a făcut până acum, decât interesul geopolitic. Eu cred că asta putem, cu asta putem fi de acord cu toții. Acum, legat de ce s-au invalidat alegerile, vreau să vă spun că noi avem multe semne de întrebare. Nu doar legat de procedurile care au însoțit până la urmă această decizie, de exemplu, una chiar fiind de ce s-a anulat turul întâi. Noi, de exemplu, am participat. N-a fost nimic, nu s-a spus nimic, n-au fost contestări, adică cele care au fost s-au rezolvat cumva, dar de ce s-a anulat totul nu știm. Pe de altă parte, probabil din cauza că lupta a fost foarte strânsă și interesele sunt foarte mari, s-a pus accentul pe niște încălcări și eu cred că aceste încălcări, poate că nu, au constituit o gravitate atât de mare încât să se constituie motiv pentru a anula alegerile. Dar pe de altă parte, iată, aici s-a spart buba și acolo unde s-au făcut încălcări mai mari sau mai mici, tot cele au fost luate în considerație. Acum putem spune că justiția poate că nu a avut dreptate, poate că a avut dreptate. Ceea ce noi cunoaștem, Partidul Național Liberal, din experiența noastră, este că ne-am străduit întotdeauna să fim corecți. Domnul Pavlicen, dar să nu încălcăm legea. Da, dar nu vi se pare că această încălcare, într-o oarecare măsură, a fost făcută în bună cunoștință de cauză, domnul Năstase fiind jurist, cunoștea probabil legislația și... Nu, n-aș putea să spun că Andrei Năstase nu a vrut să fie validat primar, ar fi chiar straniu de tot. Dar în același timp este un lucru ciudat, pentru că eu, de exemplu, astăzi chiar am discutat cu oameni care au mai fost în politică, mai sunt în politică, îmi spuneau că unii știau de acest scenariu chiar înainte de lege. Și asta mi-a ridicat un mare semn de întrebare ce se întâmplă. Dar dincolo de toate acestea, eu repet, sigur că decizia nu este doar juridică, în opinia mea, este juridico-politică. Eu aș fi văzut un aspect prin faptul că trebuia să nu se încalce legea, sub nicio formă. Să stai chitic, ai ajuns până în ziua aceea, ziua tăcerii, ziua votării, stai și așteaptă, așa cum am făcut și noi pentru turul întâi. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, eu cred că totuși va fi o lecție acest lucru și dacă noi totuși contăm, pentru că unii spun, băi, dar nici Andrei Năstase n-a prea vrut să fie primar. Eu, de exemplu, nu cred, dar unii spun că el mai mult a mizat pe tevatură, pe procente, pe rating, pe a deveni lider național. Poate fi și poate fi și nu o trambulină, spunea da, cineva, exact, atunci, parlamentare. Exact, da, dar în perspectiva alegerilor parlamentare, eu cred că este o lecție și o sugestie bună ca toate forțele care se pretind de dreapta, care se pretind pro-europene, pro-vestice, inclusiv unioniste, să găsească modalitate de a face un bloc pentru a-și apăra voturile, pentru că noi pentru asta am ieșit în piața alaltă ieri. Dar revenim, pentru cred că a-și apăra voturile, pentru a controla bine situația, pentru a primi toate sugestiile privind respectarea legii. Că unul știe, una poate mai tânăr, altul mai are experiență, să spună să nu greșească. Adică astea sunt lecțiile pe care eu le văd. Eu vă mulțumesc. Domnul Novac, haideți să vedem. Iată,
ceea ce se întâmplă astăzi demonstrează că iese lumea în stradă, există deja violență, nu atât de gravă, dar oricum există îmbrânceli și lucrurile nu sunt tocmai cele mai pașnice în fața primăriei, protestele continuă, unde ar putea ajunge ele și de ce până la ora actuală nu s-a clarificat această problemă ce ține de validare. Pentru că, iată, chiar înainte de a începe această emisiune, am văzut un post de televiziune, unul din colegii noștri spunea că Partidul Democrat și prim-ministru sau liderul acesta nu ar fi implicat cu nimic și ar fi utopic să ceri de la ei validarea sau invalidarea, de fapt, a acestui scrutin. Ce părere împărtășiți? Eu, de fapt, sunt categoric împotriva decizii, din punct de vedere politic, sunt categoric împotriva unor astfel de acțiuni din partea sistemului judiciar. Dar pe de altă parte, totodată înțeleg că motivii au fost pentru a menține o astfel de decizie, adică cererea de casare a celor din tabăra lui Năstase a fost respinsă. Dar nu vă supărați, decizia Curții Supreme de Justiție o calificați ca una politică? Au fost temeiuri juridice suficiente pentru ca Curtea Supremă de Justiție să respingă demersul lui Năstase. Da. Dar, pe de altă parte, aici sunt două aspecte. Este aspectul politic și este aspectul juridic. Aspectul juridic de care s-a ghidat, cred eu, instanța de judecată, erau temeiuri. Am văzut că a fost agitație electorală, a fost implicarea cetățenilor străini și asta au făcut-o inclusiv și candidatul Andrei Năstase atunci când a pozat și dacă o să căutați prin arhivele video, o să vedeți că candidatul Ion Ceban, în una din dezbateri, l-a întrebat: domnule Năstase, de ce dumneavoastră conștient încălcați legislația? Deci asta s-a întâmplat până la turul 2 de scrutin. Iar dumnealui a continuat chiar și în ziua scrutinului. Pe de altă parte, înțelegem că capitala, cum a fost cu un munte de probleme, așa și rămân. Acum, ele se vor aduna în perioada aceasta. În situația asta suntem că responsabilitatea și sperăm că consilierii municipali vor da dovadă de maturitate, inclusiv politic, pentru a se, nu știu, a face, a lăsa tot la o parte și a rezolva problemele cetățenilor care se confruntă zi de zi, capitala, mai cu seamă. Dar să nu uităm că toți cei care astăzi au pretenții la sistemul judecătoresc, la instanțele de judecată, să nu uităm că anume ei au fost cei care au fost parte a alianței, 1, 2, 3 coaliții și așa mai departe. Anume, când ei erau parte a echipei care și-au propus să facă acea reformă a justiției, atunci tăceau, ziceau că totul e ok, cu toate că băteau alarma, mai multe ONG-uri băteau alarma de calitatea acestei reforme. Domnule Novac, din punct de vedere juridic, la ceea ce ați făcut și dumneavoastră referință, avem un an sau mai puțin de un an până la viitoarele alegeri. Respectiv, legislația nu permite desfășurarea unui nou scrutin. Asta ar însemna că primăria rămâne în continuare pentru PD? Asta de facto așa și depinde pe cine o să numească interimar. Dacă rămâne acel domn Ruslan Codreanu, evident că influența o să fie a PD-ului. Dar altă soluție nu există. În mod normal, instanța de judecată trebuia să se, chiar dacă a constatat aceste încălcări, chiar dacă s-a ajuns la anularea rezultatelor alegerilor, trebuia să fie organizat turul 2 de scrutin repetat cu participarea candidatului nostru, Ion Ceban. Dar aici apare întrebarea logică. Dar de ce, mă rog, sub mașinăria asta a căzut și Ion Ceban? Da. Ce treabă are el aici? El ce a încălcat? Da. Dar asta a fost să fie și iese. Ceea ce nou, total nu-i convine. Și cred eu că o bună parte din vină de calitatea actului justiției care este înfăptuită la ziua de azi o poartă și acei europeni, partenerii europeni și acei parteneri de peste ocean, Statele Unite, care au susținut
direct și indirect pe cei care au făcut reforma justiției. Da. Domnule Pascaru, vreau să vă întreb, cum ați primit de fapt aceste decizii a tuturor celor trei instanțe de judecată care s-au pronunțat în vederea invalidării? Dacă sincer, din toate strategiile care le mai fac politicienii, probabil asta a fost una din cel mai neașteptat scenariu. Pentru că, într-adevăr, la noi justiția în Republica Moldova lucrează foarte repede în momentul când îl arestează și îl condamnă pe Filat, pe Platon, când acum repede îl sancționează pe Năstas, dar cel mai simplu ce ar putea ei să facă, să găsească miliardul cel afurat, să întinde foarte mult timp. Adică vedem că se lucrează atunci foarte ferm când este un interes, un interes politic. Eu cred că pentru Andrei Năstase această situație este una cea mai bună și mai favorabilă decizie din toată viața lui, pentru că pentru el primăria în decurs de un an de zile acum era ca un capcan. El nu dovedea să arăte lucru în decurs de un an. Noi am văzut Dorin Chirtoacă atâția ani, dar a scăpat primăria a doilea an practic de a conduce. Și n-am mai putut să fac ordine în acest Chișinău. Andrei Năstase, cu atât mai mult, omul care nu are experiență, care nici nu are... Noi am văzut după dezbateri care a avut el cu Ion Ciobanu. El este un om care e incompetent complet. Un om care în spatele lui își mai are acele neamuri, care fratele lui cu probleme, cu clădirea aceea care au privatizat-o, un monument istoric și mai multe probleme, aruncându-se în primărie. El peste câteva luni, de acum era ostatic. Acolo în primărie mai sunt de oameni care cu dosare penale și cu multe probleme și numai decât îl implicau într-o combinație oricare. Și atunci partidul meu tinerel, le trebuie bani pentru parlamentare și, sincer, el din primărie trebuie să o iei drumul ori înspre Dorin Chirtoacă, să-l demită și pe el, sau înspre drumul Vlad Filat, ex-prim-ministru. Domnule Pascaru, eu vreau să vă întreb, iată, este întâmplător faptul că astăzi mai multe posturi de televiziune ce ar fi aparținut Partidului Democrat de dimineață mediatizează o știre potrivit cărea vin investiții americane în Republica Moldova destul de consistente, este vorba și de vizita premierului Filip și așa mai departe. Aici se realizează și se completează ceea ce se știa de fapt de o bună parte de vreme, că politicul creează și agenda mediatică și, de fapt, agenda fiecăruia dintre noi în calitate de cetățeni? Eu probabil cred că da. Guvernarea acum este în mare parte a PD-ului. Ei încearcă să-și rezolve problemele pe extern, inclusiv cu Statele Unite, pentru că Statele Unite este o forță care, de fapt, conduce cu această lume, cu toate mecanismele politice, economice și așa mai departe. Având în vedere că ei s-au plasat pe prisma asta de anti-ruși, au trimis ambasadori acasă, jurnaliști, vor să scoată limba rusă din circuit și mai multe au teme de acestea eroice, clar că ei vor găsi întotdeauna o ieșire din situație cu americanii. Dar să nu uităm că și acolo sunt oameni care joacă foarte bine strategiile. Da. Poate de acolo îi vine această sursă ca să o înainteze pe Maia Sandu și pe Andrei Năstase. Poate la spatele lui Maia Sandu mai stâng băieții ăștia care din strategiile Partidului Democrat. E posibil și asta. Să nu uităm că Maia Sandu a lucrat în câteva guverne împreună cu Partidul Democrat. Am fost în câteva alianțe și acum este indignată deoarece nu se respectă justiția așa mai departe. Dar unde era ea când făcea guvernare cu acestea partide și câte ori atunci au fost nereguli? Da. Nu s-au luat în calcul nici Constituția. S-a petrecut multe lucruri foarte, foarte neplăcute pentru țara noastră. S-a dat aeroportul, furtul miliardul. Unde era ea atunci? E acum se arată că este o salvatoare a națiunii. Și să nu uităm că acest proiect poate să fie și din casa lor. Da. Pentru că, uitați-vă, Andrei Năstase scapă de primărie, ca de baba și în vârstă de acum, că primăria aceea are un milion de probleme. Acolo nu faci regulă în decurs de 5 ani. Da, bătălia a fost mare. Și mai ales în momentul când de tine nu depinde nimic.
Nici Consiliul practic nu este ateu și acolo sunt toți în ceartă. Da. Și acum va lua acest capital politic și va pleca în Parlament. Doamna Pavlicencu, stranile lucruri se întâmplă în politică. Când zic lucrul ăsta, fac referire la faptul că și cei care se declarau până mai ieri susținători ai lui Andrei Năstase, peste noapte s-ar părea că s-au dezamăgit. Și când zic lucrul ăsta, fac referire și la declarațiile unor, sau în cazul meu, lui Ilie Bratu, un fost deputat în primul parlament, care domnia s-a plasat câteva zile consecutiv pe rețele de socializare anumite comentarii și zicea că nu prea a văzut organizare, s-a dezamăgit, nu-i mai susține și așa mai departe. Cum comentați toate treburile astea? Mi-am notat niște idei legătură cu ce au spus colegii și vreau neapărat să le spun și eu mă răspund și la asta. Întotdeauna partidele parlamentare au încercat să controleze justiția. Nu este nou, noi vedem acest lucru și în România, unde parcă e totul e clar, dar parcă e o dualitate puterii în stat. Dar de cum e posibil? Societatea democratică. Societatea civilă, care include și partidele extraparlamentare și opoziția extraparlamentară, trebuie să se opună. Și este foarte bine dacă s-ar opune împreună. Pentru că orice putere devine și mai puternică dacă vede dezbinarea opoziției. Asta e una. Doi, iată legat de fotografiile cu imaginea persoanelor străine. Pe de o parte putem să criticăm acest lucru, dar pe de altă parte eu cred că e corect. Pentru că e bine ca în campaniile electorale și în dezbaterile electorale să vină toți cu planuri, cu programe și lumea să vadă și să facă un angajament social, politic și după aia să vadă a făcut sau nu. Dar ce se întâmplă? Nu vin cu planuri, vin cu niște persoane. Ăștia spun, băi, dacă în spate la ăsta stă ăsta, gata, eu te votez. După care acela care a stat în spate pleacă, ăsta rămâne și noi nu știm ce să facem cu votarea viitoarelor deziluzii. Cam așa s-a întâmplat toată vremea. Spunea Dan Puric, publicistul și actor român, că nu știu cum se întâmplă, dar vorbea de români, dar eu cred că și la noi românii de aici la fel fac, plus alogenii, votăm pe tarde. Adică votăm chiar că cineva a apărut, e foarte bun, după aia vezi, iar te dezamăgești, după asta chiar îți pare, ești contra celui care ți-a fost adevărat atunci când tu nu credeai. Acum, eu nu sunt avocatul nimănui. Sunt avocatul Partidului Național Liberal, noi am avut un candidat unic, provestic, și doamna Alexandra Can, care este, eu cred că toți sunt de acord că este o profesionistă. Domnul noi Pavlicencu, am depus actele în penultima zi. Da. Dar m-ați întrebat de experiență. Deci, iată, asta e problema. Domnule, noi, când a venit Chirtoacă la primărie, că s-a vorbit de primărie, noi am făcut un demers special. Și am spus, fraților, noi avem doamna Can, care are foarte mare experiență, a lucrat în administrația publică, dincolo că a fost și ministru. Haideți să vă ajutăm. N-au vrut. Iată, vedeți? Aici, asta e problema, că dacă tu simți că ai rating, ai niște procente, ai o șansă, trebuie să aduni energiile din jur. Nu trebuie să fii egoist. Doamna Pavlicencu, mă scuzați că intervin, dar scurt vreau să mai aflu un aspect, pentru că utilizez această posibilitate. Spuneți-mi, vă rog, dar ce nu a mers în aceste alegeri cu unioniștii? Am avut 4 candidați de pe... Da. Păi, vedeți că... Dar v-ați așezat la o masă a negocierii înainte de asta? Noi toată vremea am încercat. Dar din păcate n-a ieșit. Haideți să nu, dacă extindem să nu subiectele, exagerăm, da. Nu, dacă extindem subiectele, atunci Băsescu, da. Dacă a venit aici, era bine să facă o coagulare a unioniștilor și chiar și a euro-unioniștilor cu autoritatea lui. N-a făcut-o, nu știu, poate va face pe viitor, dar de ce spun de această coagulare? Pentru că trebuie să poți să aperi voturile. Iată, eu vă dau exemplul nostru. Doamna Alexandra Can, unde am avut observatori voluntari? A avut voturi. Unde n-am avut observatori? N-a avut voturi. Cum credeți dumneavoastră? Acele 17% ale Silviei Radu, de unde au fost luate? Eu vă spun de unde. Exact de acolo de unde s-a făcut majoritatea parlamentară în 2014, când s-au furat voturi de la partidul condus de Mocanu, de partidul Hadir, Călălenic și partidul condus de mine. Asta ne-au spus niște surse. Deci noi, ca să ne apărăm voturile, trebuie să fim mai mulți și trebuie să facem cum s-a format, de exemplu, Blocul Moldova Democrată, care a fost o experiență bună și noi atunci, PNL-ul chiar ne-am dizolvat. Haideți să revenim Iată, la... asta e acum și cu unioniștii. Unioniștii dispersați între ei, apoi dispersați în raport sau pe, la fel ca și europeniștii, unde vor ajunge? Clar că astăzi nu acest subiect noi îl dezbatem, dar eu vorbeam de justiție. Nu știu, și în privința justiției, multe lucruri s-au spus adevărat aici. Vedem și România, lucruri cu semnul întrebării, dar noi, de exemplu, am câștigat foarte multe dosare. PNL a câștigat la Ministerul Justiției, de la CEC, cu regulament, cu statut, cu clipuri unioniste.
Eu am câștigat de la Lucinski, de la Voronin, de la Climenco, de la Schellen. Clar că e foarte greu, dar am câștigat. De ce? Este foarte bine să te uiți. Dom'le, a făcut și ăsta încălcare. A făcut și ăsta încălcare. Poate că și mie mi-au trece. Nu, nu vor trece. Pentru că politica, Republica Moldova, este o junglă. Și dacă tu respecti legea, tu poți să te zbați în justiție. Dacă nu, tu nu ai câștig de... Protestele. Încă ceva. Protestele este legat de unioniști. Da. Noi, de exemplu, am atacat. Am făcut două sesizări la CEC. Împotriva lui Codreanu. Ideea asta, domnule, lasă că sunt ai noștri, nu trebuie să-i atacăm, da? Să-i chemăm să fie obiectul sesizărilor. Noi am făcut aceste sesizări pentru că la un cort, la alt cort, erau un tiraj anunțat, era acolo de 20.000 de ziar pe care nu scria nimic. Și ce s-a întâmplat cu ziarul? Și ziarul ce l-a scris în plus că Parlamentul României nu va acorda ajutor nu financiar decât dacă câștig Codreanu. Am făcut demers la Parlamentul României. Și ne-am răspuns că așa ceva nu e adevărat. Înțelegi? Și scrie în ziar că numai cineva e curat. Deci eu vreau să vă spun că în discutam ieri la o televiziune, de pildă în Occident, nu trebuie să te uiți că acela a încălcat și trebuie să încalci și tu. Tu trebuie să nu încalci și dacă îl vezi pe acela încălcat și pe el să-l denunți că a încălcat, ca toți să știi că trebuie oamenii să respecte legea. Oamenii după protestul legea. De duminică sunt dezamăgiți în viziunea dumneavoastră? Eu cred că o parte din oameni sunt dezamăgiți. Dar ei nu trebuie să se dezamăgească încât să se descurajeze. Spuneam și ieri, oamenii trebuie să învețe lecția, să le ceară prin calitatea lor de membri al unor partide sau simpatizanți, să fie mai corecți cei pe care i-au votat, să pledeze pentru coagularea forțelor și să se organizeze și să mobilizeze în alegeri și voluntar. Să nu aștepte, dă-mi 100-200 de lei că eu să mă duc observator. Nu, domnule, eu vreau să ajut. Și dacă va fi așa, stânga își va apăra voturile drepturile lor, sale, da. Dreapta își va apăra drepturile sale și în felul ăsta noi vom putea judeca dacă e corect ce s-a întâmplat cu justiția și cu Consiliul Electoral sau nu. Da, domn Novac, iată, Republica Moldova, nu știu cum să calific cu părere de rău sau cu părere de bine, are experiența protestelor. Credeți că în cazul Republicii Moldova în anul 2018 putem aștepta un succes? Ele vor fi utile în viziunea dumneavoastră? Mai poate fi influențată într-o oarecare măsură această decizie? Cu toate că astăzi am văzut cineva spunea că ar fi cazul să se întrunească și CEC într-o nouă ședință și să se discute. Bine, eu vă zic, vreau să descriu un scenariu pe care eu îl știam și eu insistam că el o să fie, deci, încă din primăvară, spuneam că așa și o să fie. Eu nu pot să nu-i dau dreptate aici, parțial are dreptate și doamna Pavlicencu la unele lucruri care le-a spus și domnul Pascaru, dar în continuare gândurilor vreau să zic că din primăvară, când se negocia un candidat cine se candidează la primărie, era un conflict extraordinar de mare între Năstase și Sandu. Mai bine zis, cei de la platforma DA, deci activiștii, organele de conducere care a organizațiilor teritoriale pe unde le au, făceau presiuni enorme asupra domnului Năstase, asupra domnului Slusar, că nu este cazul să cedeze în fața Maia Sandu, cum au făcut-o la prezidențiale. Și că ei pot să demonstreze că au rating în oraș, că pot mobiliza lume și așa mai departe. Cei ce și-au făcut? Năstase a pus piciorul în prag și a zis, e timpul să întorci datoria. Cu toate că nu avea nevoie categoric de primăria municipiului Chișinău. Și vă zic de ce. Vă rog. În toamnă o să avem deja parlamentare. Sau în anul viitor, în primărie. Ori în anul viitor. Chiar dacă o să fie în anul viitor, o să fie la început de an. Da. Ori la sfârșit de an. O să fie decembrie, ori de început. Da. Miza lui Năstase nu este primăria municipiului Chișinău. Și vă zic de ce. Dacă Năstase avea drept scop să rămână la primărie, unu, el nu făcea încălcări intenționate. Susțineți această teză de încălcări? Absolut. O susțin și a făcut-o. Și eu ieri în cadrul unei emisiuni am discutat. Era domnul Târguță care i-am promis că eu să-i demonstrez și o să fac astăzi publice unii materiale care o să demonstrez că s-a făcut mult mai mult decât este mediatizat. Și am făcut-o publică astăzi prin intermediul rețelei de socializare. Dar pentru Maia Sandu era convenabil că Andrei Năstase câștige și se spală pe mâini. Deoarece la parlamentare trebuia un lider pe dreapta
ca să meargă ca locomotivă. Năstase înțelegea că dacă rămâne la primărie, și el și azi îl înțelege, el este scos din joc, cel puțin până în primăvara anului viitor, dar atunci iarăși o să fie deja târziu, deoarece parlamentarile o să treacă și maximul acest poate pretinde iarăși din nou la fotoliu de primar. Pentru anul viitor, care da. Alegerile locale... El a spus că nimeni nu îl încurcă să fie locomotivă. Da. Mai mult ca atât. Păi, doamna Pavlicenca, el își dorește în Parlament. Locomotivă ca locomotiv, dar el dorește în Parlament. Acum, lucrurile care el le-a făcut, el le-a făcut intenționat. Or, el fiind jurist, nu putea să nu știe, dar chiar dacă să admitem că este un jurist... I-a scăpat. Păi vă amintesc că Ion Ceban l-a atenționat nu o singură dată în timpul campaniei dezbaterilor. Domnule, încalci, de ce o faci? Explică-ne și nou, de ce o faci? Tu riști. Miza lor a fost ca, eu asta vă zic deoarece am informații de pe intern, miza lor a fost că noi vom contesta aceste încălcări. Și aici când vorbesc de încălcări, eu nu vorbesc doar de imagini persoane străine, ori da. De... Aici este vorba și de finanțare netransparentă, despre materialele pe care le distribuiau prin teritoriu și așa mai departe. Cei și am demonstrat acest lucru. Noi, când ne consultam, noi înțelegeam că dumnealui, adică Năstase, vrea să se victimizeze și prin ce mod? Ca noi să contestăm. El să fie scos și avea să fie scos pe bună dreptate. Da. Erau temei mai mult decât suficiente. Cu toate că a fost exclus un concurent în această așa campanie. Așa este. Și erau temei suficiente și pentru el. Noi nu am făcut acest lucru pe simplu motiv că să nu fie victimizat. Am mers până la capăt. Și ceea ce am contestat noi, socialiștii, noi am contestat, dacă, de fapt, nici nu am contestat, noi am întrebat instanța de judecată, e ok? De o parte avem lege care interzice, până la urmă s-a încălcat legea, adică s-a încălcat ori nu s-a încălcat. Că dacă nu s-a încălcat, noi toți știm pe viitor cum să procedăm. Și nu numai noi, dar și celelalte formațiuni politice. Faptul că s-a mers mai departe cum s-a mers, deja știm toți, asta este cu tot o altă întrebare. Însă scopul lor erau protestele. Deci de a ajunge să fie exclus și să meargă pe val. Deci este scos din cursă, încalică valul protestelor și pe valul protestelor merge în toamnă în parlamentare. Că uite, ia, că sfolocii și da. Sunt ei, ne-au scos. Și uitați-vă, cei ce demonstrează la protestul de duminică, eu am urmărit ori în șir, acolo se discuta despre ce vrei. De asta și făceam referire la pozițiile diferitor personalități care au comentat. Păi uite, Pinantoi îl deranja că Kirkorov are deci artist al poporului. Noi știm ce a fost acolo. Pe unul deranja congresul familiei din toamnă, care urmează să fie. Pe altul îl deranja în genere unul vroia unirea, treilea vroia... Păi stați-o leacă, voi... Nu aveau un mesaj univoc, nu aveau... Păi dar scopul protestului consens. Era cu totul altul anunțat. Da. Dar acolo se vorbea despre ce vrei, numai nu despre ceea ce a fost anunțat. Da, dar aici protestul am să mai da. Spun. Domnul Pascaru, haideți să pornim de la ceea ce enunța un pic mai devreme domnul deputat Novac și să zicem că socialiștii au pornit printr-o sesizare de constatare a faptelor. Așa a fost depus, așa a fost mediatizat. După aceea, societatea civilă și simpatizanții diferitor partide au încercat să-i denigreze pe socialiști, spunând că, de fapt, ei au cerut ca să nu fie validate alegerile. Elementar, clar că, într-o parte, când duci o luptă electorală, așa da. Cum au dus socialiștii împotriva lui Năstase, un ceban împotriva da. Lui Năstase, și când vezi că adversarul tău folosește imaginea a mai multor politicieni europeni, români, din Occident, în mesaje de susținere și ei deschis încalcă legea, clar că asta cam doare, sincer să vă spun, pentru că au schimbat legea pe Ledimeu, dacă țineți minte domnul Deleu în Parlament. A spus Deleu, că da. Este foarte rău când se implică în ajutor unui candidat forțele de după hotare. Dar închipuiți-vă, într această companie electorală să ieșite Ion Ceban împreună cu Medvedev, de exemplu, pentru că este un polițian care îl simpatizează multă lume. Sau împreună cu Vladimir Vladimirovich Putin. Sau da. Să iasă împreună cu Sabianin,
care conduce orașul Moscova. Clar că era puțin mai altceva, dar ei nu au făcut aceasta, s-au lăsat așa cum scrie legea. Mai departe vedem ce se primește. Domnul Pascaru, dar dumneavoastră cum calificați această decizie pe lângă acest iz politic, iau ghilimele de rigoare, ea este oarecum alimentată și din necesitatea de a face lumină pentru parlamentarele de la sfârșitul anului sau de la începutul anului următor, reieșind din faptul, dacă această decizie nu era pronunțată, atunci X partide de pe arena politică ar fi încercat să aducă, nu știu, o mulțime de personalități de peste hotare în vederea obținerilor dividendilor politice. E așa sau nu? Există logică în afirmație? La noi, în Moldova, politicienii puțin pot să propună poporului, da? Puține promisiuni au îndeplinit ei și din păcate și apare aici criza aceasta de imagine. Cam nu este și de dat acestui popor. Și deși Anastas mai vine, ba cu un polcean, ba cu altul, ba cu o treia, ba cu o patra, că să-și arăte să-și ridic și cât de cât ratingul. De fapt, aceasta este un lucru fals, un lucru care nu este bun și ar fi bine ca legătorul să vadă persoana care candidează, nu prietenii lui. Pentru că sunt două lucruri, într-adevăr, diferite, cum a spus doamna Pavlicenco. Prietenul lui mâine îl leapădă și pleacă, de exemplu, în Occident și el rămâne aici ca și nu face nimic. Dar cel mai interesant este faptul că ei încearcă acum să ridice lumea la protest, dar lumea cam nu iese. Dumneavoastră ați observat că a fost, dar nu a fost atât de mulți. Susțineți teza pe care a anunțat-o domn deputat Novac că se poate întâmpla ca protestele să fie inutile? Protestele să fie inutile, închipuiți-vă, cât să iasă? Luna iulie să iasă, august, în căldurile astea? Dar aici omul nostru cam se duce la prășit. Chiar și ăștia împrejurul care trăiesc orașului Chișinău. E acum dacă prelucrează, da. Cotile astea nu arde foame la iarnă, de atât polcinii ăștia mult nu le dau în geantă și așa să-l primi în centru. Sau este a doua variantă, să le plătească la fiecare câte 100 de lei și să iasă să nu știe unde au ieșit, că da. Au mai fost cazuri. Așa că aici iar domnul Năstas o dă în bară, ștari o dă în bară. Deci e că nu merg protestele vara, dar până la toamnă protestele astea se răsufle. Și iar așa se facă, să rădeșe cu care motiv oamenii la toamnă. Societate. Deși e că lumea, știți, când răcânesc, tăți odată strigă ia că hoțul, vine hoțul și așa mai departe, lumea se satură. Noi vedem problema miliardului, dar nu-i deranjează pe nimeni, dar banii nu mai venit toți. Adevărat. Înțelegeți? Și asta să fie așa ca o petardă de asta, cum spune doamna Pavlicencu, care a să explodeze așa într-o parte și a să intrăm în electorale, ori la toamnă, ori la primăvară, dar cel mai interesant e cu lecțiile făcute. În primărie, bardac. În țară, iarăși, sunt o grămadă probleme și toți oligarhii ăștia se bat între ei. Și asta este cel mai deranjant și poate fi. Vreau să vă întreb. Iată, pornind de la aceste afirmații pe care le-a făcut domnul Novac, spunând că există argumente plauzibile în vederea susținerii tezii enunțate, am putea spune că domnul Năstase a trișat odată în legătură cu necunoașterea legislației sau în ignorarea ei. Respectiv, dacă ar fi să mergem pe o deducție logică, asta ar însemna că aflându-se dumnealui în fotoliu de primar, lucrurile ar putea să nu ajungă în albia transparenței dorite de către noi? Sau îl vedeți totuși pe Andrei Năstase, managerul ales, nu știu, de concetățeni care ar putea să dea un nou curs stării de lucruri? În 2009, da, când au fost alegeri, noi ne-am retras pe 29 iulie, știți, atunci când nu putea să fie ales președinte și la ultima emisiune la o televiziune privată i-am dorit lui Filat un lucru, transparența actului guvernării. Sigur că asta este o problemă foarte mare și eu nu pot să spun cum ar fi fost Andrei Năstase, dar eu cred că el înțelege că o dezamăgire în legătură cu el ar fi compromis în general toată partida care se constituie acum. Dar el ar fi compatibil cu Consiliul, care este pestrițat, ca știți, și culori? În privința Consiliului, mie mi-a plăcut un sfat care i-a dat cineva și eu mă alătur că eu am spus despre asta toată vremea în timpul guvernării.
fracțiunile parlamentare, partidele parlamentare, partidele care sunt reprezentate la nivelul administrației locale, dacă vor ca să fie înțelese de oameni și vor să preseze luarea unor decizii corecte sau proiecte de legi corecte, ar trebui să iasă la televiziune, să iasă în conferințe de presă, spun, noi am venit cu această propunere, iată, nu vor să voteze ăștia. Și dacă la Consiliul Municipal vine primarul și spune, uite, noi vrem să facem asta, oamenii presează asupra consilierilor care reprezintă niște partide care nu vor să se compromită. Și ne reprezintă pe noi. Da. Și felul ăsta ei trebuie să voteze. Dacă nu votează, atunci trebuie să spună ce să nu voteze, dar să ascundă prin găuri. Deci este presiunea publică, dar trebuie să faci recurs la oameni, la societate, că ei să facă presiunea publică. Nu știu în ce măsură Andrei Năstase ar fi făcut acest lucru, dar asta este singura cale prin care el putea să-și facă aliați și să convingă consilierii ca să voteze anumite proiecte sau să nu le voteze. Dar spuneți, acum, vă rog, această epopeie cu persoanele străine, implicarea lor în campanie electorale, începe din anul 2015, dacă mă înșală, memoria la inițiativa deputatului Tudor Deliu. Da. Da? Știți, în privința asta m-am convins în Parlament unde dai și unde crapă. De multe ori și foarte multe proiecte de legi se votează, dar de fapt se contează pe ceva și după asta tu devii... Efectul bumerangului, da? Tu devii victima, efectul bumerangului. Asta este adevărat. Dar în general, în Republica Moldova, s-a spus aici, este adevărat că aici trebuie să vii cu proiecte foarte credibile ca să te creadă pe tine, dar nu să îl creadă pe cel care stă în spatele lui. Este la noi un fel de timiditate în legătură cu europene. Că dacă au venit europene și au spus mâna pe creștetul cuiva, îndată el trebuie votat. Dar uitați-vă, haideți în această perioadă să ne aducem aminte câți au fost alături de Filată, suspuși americani, suspuși europeni, dar până la urmă, când l-am ascultat pe Șor, și Șor, ca să zic așa, e bună bucățică, dar când l-am auzit pe Șor ce povestea el, cum se făceau bucătăriile astea financiare, mașinațiunile astea, mie mi s-a ridicat părul vâlvoi, Doamne ferește, avea dreptate celălalt Dan Puri care spunea, din păcate, politicienii, guvernanții noștri, de dimineață până la ora 18 seara, dar cred că și după, pun numai la cale scheme de furat. Iată, asta e vorba de furat. Și furtul votului vine tot din aceleași scheme de furt, pentru ca să te perpetuezi la putere. Acum, legat de meeting, eu vreau să spun că noi am fost la protest duminică pentru anularea sistemului electoral mixt sau măcar pentru turul 2. Iată, acum noi am avut turul 1 și am avut turul 2. Ați văzut câteva tururi cu turul 2? Păi acum cum poți la parlamentare să nu pui turul 2, la locale pui turul 2? Eu cred că aici este o neclaritate. Și noi am venit pentru că în protestele spontane care au precedat ziua meetingului s-a vorbit că se va discuta și se va insista pe anularea acestui sistem în sensul că de a fi aplicat peste 4 ani poate, sau pentru turul 2. Când m-am uitat la rezoluția meetingului, vă rog, chiar aici să insistă. Dar ea a fost foarte îngustă, a fost foarte unilaterală, nu a fost... Nu a cuprins toate aspectele. Și, de exemplu, noi din 2015, vreau să spun de când primul protest a fost în februarie, al platformei civice, noi am fost și atunci. La 5 aprilie m-a dus foarte multă lume, s-a scandat și unire, l-am întrebat pe Andrei Năstase, dacă nu-l supra, a spus că și el este unionist. Dar după asta n-am mai dat cuvânt, cum are greu ne-a dat pe 5 aprilie. De ce spun asta? Pentru că și în meeting-ul de duminică trebuia acolo să vină toate partidele provestice. Să spună un cuvânt și cel care l-a prezentat în turul 2. Întrebarea mea este tranșantă. Doamna Pavlicencu, prezența dumneavoastră duminică a fost în vederea susținerii domnului Năstase sau în vederea anulării sistemului votului mixt? Noi am venit pentru democrație, pentru justiție imparțială și pentru un sistem electoral mixt, pentru coagularea forțelor, pentru că am dat această dovadă că l-am sprijinit în turul 2, pentru măcar turul 2 la parlamentari și am crezut că acest lucru va fi inclusiv la comitetul ăsta despre care auzisem de la alți lideri politici că va fi. Dar vă spun cum făceam noi. Noi la Consiliul Unirii făceam așa. Erau partidele componente și îi invitam. Sunam la pielerie, am făcut o masă rotundă ca să îmbinăm mesajul anticorupție, antioligarhic cu mesajul unionist. Asta a fost în martie 2015. Doamna deci, Pavlicencu, până aflat punctul de vedere a domnului Novac, vreau un răspuns scurt.
Vreau să spun, Pasul nu și DAO au acum de câștigat? Acumulează dividende politice din situația creată? Eu cred că dacă știți, Bismarck spunea, orgoliul în politică este o catastrofă, un dezastru. În acest sens, eu cred că ar trebui ca din ceea ce s-a întâmplat să tragem învățământul de a ne mobiliza și a ne organiza. În caz contrar, pentru noi, de exemplu, unioniștii, în privința europeniștilor, avem testul de sinceritate. Testul de sinceritate al europeniștilor, dacă sunt pro-români și pro-unioniști. Dacă nu sunt așa, atunci noi credem că vom pierde și vom împărți voturile în toamnă. De exemplu, socialiștii vor veni cu un candidat, da, Plahotniuc va veni cu un candidat, dar noi venim cu 10 și atunci ce vom face? Vom pierde cu toții. Domn Novac, revin la proteste și revin, de fapt, la mesaj. Unde a fost creată această fisură? Atunci când vorbim despre un mesaj unic, despre anumite cerințe, spunea și doamna Pavlicencu, PNL-ul a avut o poziție, până la urmă nu s-a regăsit totalmente în această rezoluție. Iată, e straniu că domnul Bratul, la cel care făceam referire, spunea că în mod repetat a cerut ca să-i se ofere cuvântul. Și dați-mi lucrul ăsta nu a fost... Da. Domnului Bratul. Domnul Bratul este un unionist sincer, dar parcă câteodată nu înțelege lucrurile. Iată, el a fost un mare adept al dreptei. S-a dezis, ca să zic așa, cu mare tam-tam. Acum a fost și el și chiar reproșa altora legat de Năstas. Acum iată, spune aceste și lucruri. Și Andrei Năstas și Maia Sandu nu au vrut să-mi ofere cuvântul, spune domnia. Da, e adevărat. Noi știm ce înseamnă ca să nu ofere cuvântul. Noi prin asta am trecut. Toate astea noi am venit și 3 mai și 7 iunie când au anunțat că fac partid. Noi și acum le spunem, egoismul și orgoliul este destructiv în este un dezastru Novac, politic. Totuși. Poziția dumneavoastră. Poziția mea este că, până la urmă, scenariul care a fost pus la cale de Andrei Năstase, el și-a atins scopul, el a scăpat, s-a spălat pe mâini de primărie. Doi, s-a victimizat și o să se victimizeze în continuare. Dacă ratingul Andrei Năstase la începutul anului, prin ianuarie-februarie, era de circa 3%, acum dacă faceți un sondaj de opinie, o să vedeți ce rating are el. Și cred că ratingul a crescut. Eu cred că acum ratingul a crescut. Păi de asta și zic că a crescut. Asta așa în vedere. A crescut. Am înțeles, da. Prin victimizare. Lor le este convenabil să se victimizeze în continuare pentru a ridica acest rating. Ori ei au avut foarte mult de pierdut din rating când, la prezidențiale, când a crescut ratingul Maia Sandu. Ce face Maia Sandu în acest interval de timp? Câștigă? Pierde? Păi vă zic, Maia Sandu deja ieri, aseară, anunțase că protestul este încheiat. Nu, azi dimineața au continuat. O clipă, au continuat, dar au continuat cei de la platforma, da, nu și Maia Sandu. Nu și Maia Sandu a fost. Păi ea a fost acolo. Aseară vă zic că au fost o ceartă destul de mare între Maia Sandu și Andrei Năstase, anume din cauza asta că Năstase insista ca să continui protestele, dar Maia Sandu spunea că ele duc nicăieri, mai departe ce să facem. Și a apărut ideea asta cu primărie, hai la primărie. Și aici la primărie ce o să facă? Au format un comitet de rezistență. Păi comitetul este de rezistență, ce o să facă? Și au format comitetul de rezistență. Și au murit. Mai departe și. Da. Păi care este continuitatea acțiunilor? Trebuie coagul. Scurt, două minute în emisie mai avem. Toate forțele. Oamenii deja s-au săturat de comitet. Comitet de salvare, comitet de alternativă. Ce spune domnul Novac? Ies într-o velcă IPA care avea agende ascunse. E adevărat. Eu nu vreau să fie partid cu agende ascunse. Și la urmă oamenii simt sinceritatea. Este sau nu este? Deci dacă nu sunt agende ascunse, trebuie să fie dialog. Noi în 2001 atunci, în BMD, am unit 17 partide. Da, doamna Pavlicencu, atunci când vorbiți despre agende politice ascunse, pentru acești oameni există loc în Parlament? Metaforic vorbim. Nu, eu cred că cei cu agende ascunse nu trebuie să ajungă. Domnul Pascaru, vă rog. Toate aceste clounade politice care se întâmplă la noi nu hotăresc problemele cetățenilor. Oamenii vor pensii mai mari, care sunt de acum la pensii, oamenii vor leafă mai mare, oamenii vor instituții de sănătate mai altfel și vor să trăiască în țara asta. Pentru că în fiecare zi mii de oameni pleacă și nu se mai întorc. Bătălia pentru capital. Ați văzut-o ca una geopolitică, cum s-a afirmat? Asta nu e bătălie pentru capital, asta a fost un circ, pentru că într-adevăr Năstase era nepregătit complet. Sincer, eu nu știu de unde a luat el procentele astea, nu știu cine a votat pentru dânsul, cine o... Vota pentru el pentru că lumea a înțeles că se face o falsificare nepregătit. Dacă el nu știe câte departamente sunt în primărie și câți oameni muncesc în departamentele astea și care este programul acolo, când se învețe?
peste jumate, știu, ani de zile când se termine mandatul. Este și a consilieri, și a specialiști. Este om nepregătit și, din păcate, problemele nu se hotărăsc, dar intrăm mai mari, în mai mari probleme. Pentru că politicul este irresponsabil. Eu văd așa. Și opoziția... 10 secunde, 10 secunde. În meeting-urile și protestele de la București și protestele de aici, ar fi minunat dacă în anul centenarului ar vorbi de unire și s-ar face unirea. Și atunci ar fi și pensii. Și are asta cu alegerile, doamne. Și justiție. Și are cu primărie. Asta ar rezolva toate și probleme. Și are cu adăvașa. Ar fi și viața mai bună și justiție. Și în Donbass. Și... Domnul Novac, eu vreau să ne spuneți pe marginea unei teze. Astăzi a circulat rețelele de socializare și cu asta punem punct acestei emisiuni. Unul din activiștii civici spunea că scenariul perfect pentru conjunctura politică creată este ca Ruslan Codreanu să-l numească primar interimar pe Andrei Năstase. Asta ar fi și o să vedeți. Eu chiar aș vrea să văd acest lucru. Să vedeți cum Andrei Năstase fuge ca dracu de tămâie de primăria asta. Eu m-am gândit și eu că asta, nu dacă acceptă. Asta, nu o să accept, eu vă zic. Pentru că el se consideră legal ales. El, chiar dacă se consideră legal ales, el îmbla... Da, dar oarecum i-ar asigura un an de primărie. Și asta e perfect. Foarte bine. Lasă să implementeze tot ceea ce a promis în campanie electorală. Eu personal, ca cetățean, asta îmi doresc. Îmbla pe la Gaudeamus când se demola acolo. Da. El spunea că eu am venit aici ca cetățean responsabil. Ai venit ca cetățean responsabil? Hai, și bun. Da. Du-te la cetățean responsabil la primărie, chiar și interimar. Nu contează. Toți cei știu care sunt știu că ai fost, de exemplu, ales. Că e interimar, că nu e interimar, mai puțin contează. Domnul Novac, eu vă mulțumesc pentru această explicație. Eu vreau să obțin promisiunea domniilor voastre că ne mai dați curs invitațiilor noastre pentru a participa la aceste emisiuni. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi.